Ok, și atunci schema arată în felul următor. Și protocolul care face asta a fost făcut de Siemens și Cașet în 2012. Deci ideea e felul următor, că pentru anumite măsurători, anumite măsurători sunt relevante pentru calcul și anumite măsurători, astea de verificare, sunt de fapt măsurătorile asupra capcamelor și deci sunt utile pentru a verifica fie face ce face. Și în principiu sunt intercalate așa, aleator și el nu își dă seama ce se întâmplă. Acum, imaginea asta e un protocol care e puțin diferit față de cel mai devreme și e diferit pentru că ar trebui să fie implementat experimental și atunci au trebuit să mai renunțe la niște constrângeri ca să facă practic. Dar ideea e că a fost testat practic. Deci, pe cât de surprinzător pare protocolul din mai devreme, a fost făcut în laboratoriu în 2012, dar stările nu erau foarte mari, erau stări de câte 6 clienți. Am impresia, dar oricum e găsat. Alternau între a trimite 6 qubits care erau pentru computație și 6 qubits care erau toți capcane. Și el nu știa ce primea, dacă primea de computație sau de sau capcane. Ok? Nu, Neliberul s-a făcut în Viena. E un grup la Viena care specializează pe a face stările acelea de și mă rog, atentic de triangle-uri. O să pun toate referințele. Da. Ok. Și acum, schema precedentă, protocolul acesta și altele. Deci există multe altele pe lucrul ăsta, care funcționează complet diferit. Deci mai există și protocoale care nu se bazează pe modelul acesta de măsurătoare, ci se bazează pe modelul de porți. Dar protocolul de mai devreme e cel mai eficient dintre toate pentru a rezolva problema asta. Cum ziceam, probabilitatea că serverul ne păcălește poate fi făcută exponențial de mică, pur și simplu punând mai multe capcane de bits de calcul în graful respectiv. Și, în principiu, să zicem, dimensiunea grafului, ca funcție de dimensiunea circuitului pe care vreau să-l simulez, devine o de pătrat. Devine pătratic mai mare dacă vreau să obțin probabilitatea exponențial de mică să mă păcălească. Dar problema e că totuși am nevoie ca ales să prepare qubiți. Ok? Deci nu e ales nu e complet clasic, iar tot trebuie totuși să poată prepara qubiți. Și, în plus, m-am bazat și pe faptul că dispozitivul pe care îl folosește ea ca să prepare qubiți funcționează întreg, adică face ceea ce trebuie să facă. Am încredere că funcționează și mă țineți minte de el, de la BP84, asta se cheamă device dependent. Implementare dependentă de dispozitiv. Adică am încredere că dispozitivul și implementarea sunt făcute corect. Prima întrebare e, putem să facem asta dacă Alice e clasică, dacă nu are la dispoziție qubits sau lucruri de genul ăsta. Și nu se știe și e principala problemă la care oamenii lucrează în domeniul ăsta. Și spre deosebire de alte probleme deschise, cum sunt P și NP, unde oamenii cam au o idee la ce ar trebui să fie, spre exemplu lumea, cam toată lumea crede că P nu este egal cu NP. Aici nimeni nu știe care e răspunsul. Adică unii sunt de o părere, alții sunt de altă părere, dar nimeni nu e convins, așa foarte convins de o părere. Eu când am aflat prima dată, mi s-a părut că n-ar trebui să se poată. Păi am stat și m-am gândit și am zis, poate cred totuși că s-ar putea. Păi am stat și m-am gândit, ați cred că nu se poate, nu știu, habar n-am. Dar aș vrea să cred că se poate, dar nu sunt sigur. Dar ce e foarte frumos e că dacă reușim să răspundem la întrebarea asta, în orice sens, fie cu da, fie cu nu, excludem cazul că nu putem demonstra. Ambele răspunsuri duc la niște rezultate foarte interesante. Dacă răspundem cu da, înseamnă că orice calculator obișnuit poate să verifice un calculator cuantic. Presupunând, bine, aici se bazează pe ideea că verificarea se face în timp polinomial, bineînțeles. Dacă ar fi timp exponențial, normal, pot să simulez calculatorul în timp exponențial. Deci când zicem aici clasic, e implicit și faptul că vrem un timp polinomial să facem verificarea. Deci dacă am putea, atunci e foarte bine pentru că înseamnă că putem să verificăm orice calculator cuantic și dacă vine o timp sau altcineva,
dada care poate fi făcută exponențial de mic. Dacă vin din UX sau altcineva și zic, uite, am făcut calculatorul cuantic, dar nu te lasă lui la el, atunci îi zic, ok, lasă-mă doar să comunic cu el și verific dacă e calculatorul cuantic sau nu. Iar dacă răspundem cu nu la întrebarea respectivă, înseamnă că demonstrăm că calculatoarele cuantice sunt mai puternice decât cele clasice. Evident că pentru cele clasice pot face verificarea mere, pentru că în termen de teoria computației, zic că ales are un calculator care rulează în timp polinomial și vreau să verific un calculator clasic care rulează în timp polinomial. Dacă vreau să verific alt calculator clasic care rulează în timp polinomial, evident nu trebuie decât să rulez același calcul și să compar cu rezultatul. Și atunci, în moment ce pot verifica pentru calculatoare clasice în timp polinomial, dacă nu pot pentru calculatoare cuantice care funcționează în timp polinomial, înseamnă că cele două clase sunt diferite. Înseamnă că una e mai mare decât cealaltă. Și deci asta ar fi o demonstrație că calculatoarele cuantice sunt mai puternice decât cele clasice, la care oricum toată lumea se așteaptă, dar poate nu ne așteptăm ca rezultatul să vină merge. Ok, și a doua întrebare. Am zis că, totuși, bine, nu știm încă asta, dar poate putem aborda a doua problemă, că dispozitivul ALS trebuie să avem încredere. Putem să-l facem device independent, pentru că să nu mai avem încredere. Să zicem că ALS are un dispozitiv, fie de preparare, fie de măsurare, dar nu are încredere în ce face. Poate a fost preparat în mod malițios de către server și vrem să știm din nou dacă putem face verificarea în cazul acesta. Și răspunsul este că da, și în principiu e articolul la care am lucrat eu, deci în sfârșit am un protocol de care a fost publicat săptămâna trecută. Ok, și acum știu măcar răspunsul la întrebarea asta. Bine, eu trișez un pic pentru că răspunsul se știa și înainte de protocolul nostru, dar nostru e mult mai eficient și are și alte proprietăți interesante. Ok, de ce sunt interesante? Domeniul ăsta, de ce e interesant? Pentru că ce v-am arătat mai devreme este o schemă necondiționat sigură de a face calcule. Adică eu pot să-i deleg un calculator un anumit calcul și pot verifica pot verifica dacă a fost făcut corect sau nu, indiferent ce este calculatorul respectiv. Nu trebuie să fie neapărat calculator cuantic, mă spune și calculator din acela cu globuri negre și așa. Dacă eu cred că legile fizicii sunt corecte, deci în baza presupunerii că legile fizicii, mecanica cuantică este corectă și că calculatorul respectiv, indiferent ce ar fi el, chiar și calculatorul cu două negre, nu poate să cloneze stări, nu poate să distingă între stări ortogonale și așa mai departe, atunci întotdeauna pot să fac verificare. De aceea protocolul este necondiționat sigur, cum erau și cele de criptografie. Acum, al doilea motiv pentru care e interesant este că putem folosi schema de mai devreme pentru a verifica experimente de mecanică cuantică. Ce este un calculator cuantic până la urmă? Este un experiment foarte complicat de mecanică cuantică, adică mi-a aplic o matrice unitară asupra unei stări. Exact asta se întâmplă și în cuantică. Când fac un experiment, totul se reduce la a aplica o matrice unitară unei stări. Și acum se întâmplă chiar în ziua de azi, că se fac experimente cu foarte multe particule, cu foarte mulți fotoni, cu foarte mulți electroni, în special în fizica solidului, și e nevoie de metode de a verifica dacă ne dau răspunsul corect. În general, abordarea standard, abordarea științifică, era scriem o teorie, facem niște predicții, facem experimentul și vedem dacă experimentul ne dă aceleași predicții. Dacă sistemul e foarte mare, dacă e foarte complex, nu mai pot să fac predicțiile, pentru că mi-ar trebui timp exponențial și memorie exponențială ca să calculez ce o să se întâmple în sistemul respectiv. Așa că aș vrea cumva interactiv să verific experimentul respectiv. Cu alte cuvinte, în timp ce fac experimentul și fac niște măsurători care nu îl perturbă niciun fel, dar doar mă asigură pe mine că funcționează lucrurile. Și asta se mai cheamă și să testăm dacă mecanica cuantică este valabilă în regimul de complexitate foarte mare. Și un articol foarte interesant pe care o să vi-l pun la final, care se cheamă Este mecanica cuantică falsificabilă, is quantum mechanics falsifiable, în care vorbește exact de problema asta. Dacă credem că mecanica cuantică e adevărată și funcționează, înseamnă că trebuie să fie adevărată și în regimul
Și atunci am putea folosi scheme din aceste interactive pentru a verifica corectitudinea predicțiilor și, de fapt, dacă aflăm predicții așa pe parcurs interactiv. Apoi, cum ziceam, sunt niște conexiuni interesante cu teoria complexității. Dacă răspundem la problema, la întrebarea de mai devreme de consultă, da sau nu, aflăm niște relații între niște clase de complexitate. Deci, sunt legături și pe partea aceasta. Și alt lucru și în principiul ăsta lucrăm acum, protocolul acela device independent de care v-am zis mai devreme, ca și în cazul distribuției de key, deci ca și în cazul protocolului ECHR, E91, despre care am vorbit ieri, se bazează tot pe a face verificarea din corelație, adică cum se corelează răspunsurile dispozitivului meu cu răspunsurile calculatorului. Și doar din corelație să pot verifica un calcul. Și asta duce la o problemă foarte interesantă, și anume de ce tipuri de corelații avem nevoie pentru a verifica calculele. V-am zis ieri că protocolul acela ECHR, ca să putem avea distribuția de key sigură, avem nevoie de corelații nelocale maximale și avem nevoie de stările acelea de. De fapt, se pot face protocoale care nu avem nevoie de corelații maximale și putem totuși să obținem o cheie comună între cele două, între cei doi, Alice și Paul. Dar în cazul calculelor, se pare că pe cazul general e nevoie de corelații nelocale maximale. Adică nu se poate mai puțin de, adică nu se poate pune angle-ul mai slab de atât, da? Dar ce e surprinzător în asta e că când făceam grafurile astea cu calcule, entanglementul dintre noduri nu este maximal. Și un alt articol interesant care spune că dacă entanglementul ar fi maximal, nu am mai putea să facem calcule. Deci sunt niște chestii care poate să se contrazică și totuși sunt adevărate în același timp. E foarte, foarte interesant. Și evident, ultima aplicație, când o să avem calculatoare, practice, putem testa, funcționează cum trebuie. Ok, al doilea hot topic sunt codurile acestea topologice de care v-am zis mai devreme, pentru a detecta și a corecta clientorii, producătorii. Deci, cum ziceam, cubiții logici sunt codificați în proprietățile topologice ale unor structuri. Și ce este și mai interesant e că măsurătorile acelea de sindrom pe care le făceam ca să-mi dau seama dacă a fost introdus o eroare pot fi în același timp folosite și pentru a face calculul pe care vreau să-l fac. Adică, în același timp, fac și calculul și corectez și pentru erori cu măsurătorile de sindrom. Și este un exemplu de un alt cod topologic, atât codul toric și acesta se cheamă codul de suprafață. În sensul că toți cubiții sunt o anumită suprafață și fac toate operațiile pe suprafața respectivă. O să vă arăt imediat și un cod care funcționează în volum, nu doar la suprafață. În codul acesta, cu ciurițele astea cu X și Z și așa mai departe, sunt, în primul rând, punctele, cerculețele roșii și negre sunt cubiți. Cerculețe, nu roșii, scuze, albe și negre sunt cubiți. Cerculețele albe sunt cubiți pe care îi folosesc efectiv pentru a face calcul, pentru a codifica cubiții logici. Iar ăștia negri sunt cei care îmi dau răspunsurile la măsurătorile de sindrom, adică dacă au fost introduse erori. Și atunci cei albi se cheamă cubiți de date și cei negri se cheamă cubiți de măsurătoare. Și acum ideea e în felul următor. Ce sunt crucile astea de aici? În principiu, crucea, fie ea una galbenă sau una verde, este un dispozitiv care vine deasupra, suprafața asta și face o măsurătoare a cubitului din mijloc și în același timp face un control not, adică control X, pe cubiții vecini, în funcție de rezultatul de la cubitul acesta, în funcție de rezultatul cubitului negru. Ce face chestia asta? Păi, dacă a fost introdus o eroare undeva, cubitul ăsta o să-mi dea un răspuns care îmi indică că s-a produs o eroare și o să se aplice X și de aici o să fac exact și face corecție. Dar în același timp pot eu să-l fac ăsta să fie 1, adică să corespundă un eror sau de fapt să controlez porțile astea. Ca în același timp să aplic operația de X asupra cubiților, dacă vreau totuși să schimb
schimbi starea, să schimbi starea cubitului logic. Și acum, cum schimb starea cubitului logic? În primul rând, toată diagrama asta de aici e un singur cubit logic. Deci toată modelia asta de aici e un cubit logic. Cum aplic, spre exemplu, operație de x cubitului logic? Trebuie să aplic măsurătorii astea pe toată linia asta sau respectiv pe o coloană, pe oricare coloană. Și aici e cumva complementar așa. Dacă vreau să aplic operația de x logic, trebuie să activez z urile pe o anumită linie. Dacă vreau să fac z logic, trebuie să activez x urile pe o anumită linie. Și în fine, poate fi generalizată pentru orice operație unitară. Ok, da. Trebuie făcut neapărat linie sau pot și la astea? Cred că poți să faci orice, atâta timp cât nu ai o buclă, pe orice curbă care merge de la un capăt la celălalt. Ok. De ce sunt interesante podurile astea care par foarte neobișnuite așa? Pentru că au cea mai mare rată de corecție, că suportă cele mai mari în orice pod tolerabil la defecte, și anume foarte mare aprobare de 0,75%. Adică, în principiu, dacă probabilitatea ca o eroare să se întâmple asupra unui qubit este mai mică de 0,75%, atunci pot să o corectez întotdeauna. Și acum 0,75% poate că nu se pare cine știe ce, dar în practică, deci folosim campania cu ioni la temperatura camerei, nu cu supraconductor sau chestii dubioase, s-au atins probabilitatea de eroare e 0,06%. Deci probabilitatea ca acel qubit să decoereze e 0,06%, deci este deja sub valoarea curbii. Deci poate să corecteze foarte ușor.